Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pe zodii. În sfârșit, la mulți ani tuturor celor cu soare, lună, Venus... Nu, doar cu soare în zodia leului. Însă etalarea este și pentru cei cu soare, și cu Venus, și cu ascendent, și cu lună, și cu nodul nord. Rămâne să vedeți pe unde vă găsiți în această etalare. Ce este foarte interesant, în timp ce fac această etalare, luați-o ca pe un mesaj, că eu așa îl iau, la radioul vecinilor, cântă Smiley o melodie, poate reușesc, nu prea le știu eu titlurile. În melodie spune: vreau să cânt, să râd, să dansez, vreau să visez, ceva de genul ăsta. Simt că unii dintre voi, că tot vine luna nouă, este poarta leilor mâine, da? Intrați într-o nouă variantă a voastră mai optimistă. Unii poate vă hotărâți în final să lăsați un trecut în spate. Să încheiați un capitol și să începeți singur, dragii mei, putem să fim fericiți. Bine, nu o să fie fericire totală, dar poți, lăsând în urmă trecutul, poți să râzi, să dansezi, să te simți plin de viață. Iar ce e interesant, în timp ce pregăteam cărțile și încurățam spațiu, tot la radioul vecinilor, am ascultat melodia Pillow Talk. Iar o melodie foarte sexy, foarte interesantă. Sper să am timp să deschid și cărțile despre viața voastră intimă a unora dintre voi. Ascultați melodia. O să încerc să caut linkul la Smiley. Nu știu exact dacă știu titlul, poate voi știți mai bine. Vreau să cânt, să râd, să dansez. Cam așa, cam așa. Cred că s-a și terminat melodia. În fine, am amestecat cărțile. Aș vrea totuși să am un set de cărți, în mod special pentru ce aveți voi de făcut, doar voi, doar persoana voastră. Pentru acesta folosesc setul acesta de cărți. Mai amestec o dată. Ia, ce să mai amestec? Că vor să iasă mesajele de la înger, de la divinitate. Universul vă vorbește într-o formă sau alta. Regele de apă, 3 de foc, 2 de pământ și aveți credință. Aici sunt altfel de arcane majore. Arcana aceasta are numărul 24. 24, 2 și cu 4 se reduce la 6. Cred că unul dintre voi... Nu. Poate că unul dintre voi, dar eu cred că este vorba doar de voi, pentru că am zis că aceste cărți se referă la voi. Unii, nu unul, unii dintre voi, depinde de ce aveți soare, ascendent, vedeți cum se potrivește, ce alte planete aveți în leu, trebuie să aveți credință în ce? Am zis că se reduce la 6. 6 este arcana majoră pentru îndrăgostiți, în dragoste. Să aveți încredere în dragoste. 6 înseamnă, am zis, îndrăgostiții, alegere importantă în dragoste. Repet, că am zis mai devreme legat de muzică. Trebuie să lăsați în urmă, să alegeți între trecut, poveștile din trecut și povestea viitoare. Aveți credință că următoarea dragoste va fi mai mare, mai flamboiantă. Tot avem impresia că aceasta este ultima dragoste. Nu. Și eu am trăit această impresie. Sincer vă zic, din experiență, am avut impresia că doar odată în viață o să iubesc imens, dar sunt convinsă că acum voi iubi altfel decât am iubit în trecut. Mai înțelept, mai cald, mai strălucitor, nu că n-aș fi fost caldă, nu că n-aș fi fost generoasă, ba poate prea generoasă, mai înțelept, am zis. Și mai înalt. Apropo de dragoste, regele de cupe, iubiți-vă, echilibrați-vă emoțional, pentru că lei au tendința să nu fie echilibrați emoțional. Regele de cupe plutește deasupra oceanului, înoată prin ocean. Oceanul este, de fapt, regatul său. Și foarte mulți lei și cei cu planete în zodia leului sunt extrem de emoționali și, din acest motiv, uneori această tendință vă duce în extreme negative, ori în prea mult pozitivism, prea multă speranță, ori într-o tendință de a manipula situațiile, persoanele, da? Zic din experiență și știu, da? Deci, echilibrați-vă emoțional. Sperați, sperați. Această carte, deși e 3 de foc, 3 de băte, știți că este un personaj care se pregătește de călătorie. În aceste de cărți deja a început călătoria. Seamănă un pic cu arcana majoră a nebunului. Tot așa, cu o traistă, cu stelele și soarele în păr, da? Plin de credință, de speranță că va fi bine. Aveți încredere că dacă vă iubiți pe voi, dacă
sunteți în echilibru și vă ascultați, interesant, intuiția, că lei pot să fie foarte intuitiv, unii, nu toți, dar dacă v-ați asculta intuiția, toți ați reușit să intrați în echilibru, să vă regăsiți credința și să vă echilibrați. Interesant, aceste de cărți, doi de monede, e un personaj care ține lucrurile în echilibru. Face față și asta, de ce? Pentru că se centrează. Cum să faci echilibristică? Cu responsabilități, cu situații noi care vin unul după altul, da? Una după alta, dacă nu te centrezi, da? Cine a făcut sport înțelege lucrul acesta. Sau dans, apropo de muzica pe care am ascultat-o mai devreme. Trebuie să vă centrați. Trebuie să vă centrați, să vă păstrați inima deschisă, pentru că uneori lei, datorită tendințelor sale, cum a zis mai devreme, sau ale lor, scuzați-mă, sau... dacă, ca orice om, că toți suntem bubuiți de viață, își închid sufletul. Dacă vă închideți inima, nu mai faceți față potențialelor. După cum vedeți aici, sunt niște ouă. Oul e un adevărat univers, e un potențial. Aveți posibilitatea să jonglați cu toate oportunitățile care vă vin în cale. Da? Să jonglați, să le folosiți artistic, da? Și în echilibru. Dar pentru asta aveți nevoie, da? De credință, de echilibru emoțional, mental, intuiția ține și de... E undeva între mental și emoțional, da? E la mijloc. Și aveți încredere că dacă o luați de la zero sau dacă o luați într-o nouă direcție, oricare ar fi ea, va fi bine. Și ce veți întâlni pe această cărare, în această călătorie, ouăle acestea, oportunitățile acestea, dacă sunteți în echilibru, cum am zis mai devreme, le veți folosi într-un mod artistic, veți putea scrie o adevărată poveste. Poate că nu veți scrie toți, dar... Scrieți în cartea vieții, știți ce înseamnă cartea vieții, da? Povestea voastră, într-un mod frumos, cu credință, cu echilibru, da? Și spun asta pentru că știu, dragii mei, că lei pot să fie extrem de geloși, pot să fie foarte agresivi când sunt în varianta lor negativă. Sunt și lei frumoși, generoși, subtili, intuitivi, spirituali. Da! Și într-un final, să nu încheie această etalare cu la mulți ani colegii mele, Sunchild, că am înțeles că și ea este leoaică, la mulți ani să fii fericită, să luminezi, să fie o stea, o rază strălucitoare pentru mulți care caută alinare și coordonare la tine. Draga noastră Sunchild. Și așa a fost să fie, n-a fost să fie la început, a fost să fie în timpul etalării. Dar nu contează că tot vorbeam de credință, de începuturi, de echilibru, pentru că regele de cupe, printre altele, pentru mine înseamnă și consilier psihologic și știm bine că draga noastră Sunchild consiliază mulți oameni în acest sens să se echilibreze emoțional, da, să-și înceapă nou sau să ia pe diferite cărări, da, care îi duc în direcții care le permit explorarea vieților, dezvoltarea credinței. Da. Frumos. Aceasta este pentru voi în general. În general, pentru luna august. Ia uite. Asta pentru că v-ați consumat. 10 de bâte se consumă, dar v-ați ars aripile, dragii mei. Așteptând sau încercând să țineți o construcție. Să țineți o construcție. Interesant că astea, celelalte două sunt de pământ, 4 și 7 de pământ, da? Și acasă, la voi acasă și în relațiile de lungă durată sau contractuale, v-ați consumat foarte mult. Ați încercat să fiți stâlpii familiei sau să fiți oamenii care susțin pe ceilalți. E interesant că în ambele cărți aripile sunt arse. Nu, regăsiți-vă credința, regăsiți-vă echilibru, vindecați-vă, descoperind noi posibilități de exprimare, creativitate. Da? Creativitate. Acum, să vorbim despre lei în relația, uite, asul de spade. Aveți această înțelepciune? Această deschidere, deschidere să ieșiți din teacă unii dintre voi, să tăiați legăturile karmice. Ia uite, 4 de cupe. Ați pierdut oportunități luptându-vă
și păzindu-vă sufletul. Dar aici este, unii dintre voi trebuie să înțelegeți de ce a suferit. Trebuie să înțelegeți că în viață nu toate sunt echilibrate, dar cel mai important este să ne echilibrăm pe noi. Da? Posibil să aveți un nou început, apropo de nou început, într-un plan personal. Hai să vedem. Soarele meu Venus ascendent nord în Leu, august 2021. O dată, de două, de trei ori. Aș vrea, pentru că eu știți că fac cruce celtică, să o mai micșorez un pic. Ia să vedem. Central, frumos, nouă de cupe. Provocarea, trecutul. Azi aici, doi de monede. Dar depinde, aici este dezechilibrat, aici este echilibrat, aici este. Puteți să faceți față, pentru că în viață nu facem un singur lucru. Facem mai multe, nu doar două. Putem să facem mai multe, da? Și job, și casă, și hobby-uri. Dar trebuie să fim centrați, ca să le facem pe toate frumos, șase, da? În echilibru. Deci trecutul, prezentul, ia uite, 10 de bâte pe care le-am arătat. Dragii mei, 10 de bâte, vă consumați. Și eventual fiți atenți că uneori când ne consumăm, îi consumăm și pe ceilalți, că se produce acel scurt circuit, da? Prezent, viitor. O, ce frumos! Hai să pun așa, trecut, prezent, viitor. Ce-ar fi? Trecut, prezent, viitor. Sfatul. Frumos, exterior. Interesant. Blocaje. Interesant. Blocaje. Și ce vă susține? Oh, ce fain. Ce reușiți să faceți? Ia uite, 8. A opta, da? Puterea. Să creșteți, frumos ar fi. Ar fi nemaipomenit să creșteți deasupra ego-ului și să vă îmblânziți ego-ul și să creșteți spiritual. Ar fi nemaipomenit. V-am zis, leul reprezintă foarte mult. Regalitatea, creativitatea, puterea, dar și ego-ul. Mare grijă ce manifestați. La capătul setului de cărți, regele de spade și regina de monede. Pentru mine interesant. Apare și ce? Și doi de bâte. Trebuie să alegeți. Să vă manifestați valoarea, regina de monede cu înțelepciune. Pentru unii trebuie să alegeți între relația karmică și nu știu, un personaj care vă oferă sfaturi înțelepte, vă ajută să creșteți spiritual. În fine. Deci în sufletul vostru, 9 de cupe, emoții. Sper să se vadă. Nu e așa bine. Emoții puternice. Aici este, aveți grijă, între 9 și 10, cum vă echilibrați emoțiile, pentru că uneori putem să nu facem față. Da? Provocarea este. Cum știți să vă iubiți? Sau să învățați să vă iubiți. Aici este subiectul central, dragostea. Nouă de cupe se iubește pe sine, pentru că știe că iubindu-se atrage perechea perfectă și relația ideală. Dar acesta este pentru cei care, într-adevăr, cresc spiritual și aplică ce am spus eu mai devreme, într-o formă sau alta. Pentru că în trecut se vede, am și zis, nu n-ați făcut față unor situații. Și o să clarific. Și în momentul în care depunem prea mult efort, da, 10 de bute în prezent, aici puteți să fiți voi foarte bine. Depuneți prea mult efort într-o direcție, nu mai aveți energie pentru cealaltă. Și uite, așa se dezechilibrează lucrurile. În viitor, învățați să vă echilibrați. 4 de bute înseamnă echilibru, întâlnire cu prietenii. Poate, pentru că aveți 9 de cupe, 10 de cupe și 4 de bâte, probabil că o să vă întâlniți cât tot urmează, încă mai urmează zilele voastre de naștere, da? Și vă simțiți bine cu prietenii, cu familia. Pentru alții, pentru cei
Dragii mei, pentru cei care învață să se echilibreze, cum am zis mai devreme, să exprime credință, înțelepciune, echilibru emoțional, dragoste necondiționată. Necondiționată, iubiți oamenii, chiar dacă sunt în relație cu voi, chiar dacă nu sunt. Pentru unii, evident, nu pentru toți spun lucrul ăsta, pentru cei care nu știu. Da? Dacă reușiți să vă echilibrați și să renunțați la acest stil, sau să renunțați la consumul de energie, despre care am mai vorbit, dacă reușiți să faceți acest lucru, vă apropiați de nouă decupe. Da? Învățați să sperați, apropo de credință, învățați să sperați. Începeți, nu că învățați, începeți deja în această perioadă, că e central, da? Energia aceasta, luna nouă, manifestați, dragii mei, pe hârtie, credință, înțelepciune, echilibru emoțional, deschiderea către nou. Chiar dacă veniți din niște relații, relațiile se termină și încep altele. Asta e viața. N-avem cum să manifestăm veșnicie, dragii mei, pentru cine spun, știu pentru cine spun. N-avem cum să manifestăm veșnicie pe acest pământ. Veșnicia este doar în ceruri. Și atunci relațiile vin și pleacă. Dacă învățați acest lucru, învățați să sperați, pentru că aveți și credință și speranță, nouă de cupe înseamnă speranță. Învățați să vă bucurați de viață și singur, repet, vor veni, veți atrage, că patru, atrage, sunt doi și doi, da, doi stâlpi, atrageți. Atrageți perechea perfectă. Ia uite, flacăra voastră geamănă, dar cuplul acela fericit, ideal, pe care toți ne-l dorim, nu doar voi. Toți ne-l dorim. Unii însă au renunțat să mai spere tocmai din cauza problemelor, a responsabilităților, a dezamăgirilor. Sfatul este, dragii mei, iar să aveți credință este cartea care reprezintă pentru mine eremitul mic, varianta mică. Eremitul analizează, da? Patru de spade analizează. Analizează, dar în echilibru, decepțiile, că uneori nu sunt doar ceilalți vinovați, mai suntem și noi vinovați, da? Și în momentul în care înțelegeți acest trei de spade, că rănile sunt de fapt lecții spirituale, puteți să manifestați asul de spade pe care l-am văzut mai devreme. Eliberarea de energiile karmice, de relații, de personaje, de contracte karmice, da? De lucrurile care vă țin pe loc și nu vă permit să mergeți, da? În călătoria voastră spirituală. Vă țin în frică. Frica că veți pierde, frica eventual că nu veți avea bani, stabilitate, că vă părăsește XY, da? Sunt frici. Și dacă vă părăsește cineva, puteți găsi pe altcineva. Pentru cine o fi, da? Deci acesta este sfatul. Fiscal, meditație, cartea rugăciunilor și a meditației, că tot am intrat în postul Sfintei Marii. Exterior, există cineva care are probleme financiare eventual și vă cere ajutorul. Sau este partenerul vostru, pentru că e un cuplu care are niște probleme, ori nu știe să se exprime, ori nu știe să are niște probleme financiare, e exterior. Și dacă nu e partener, este cineva din mediul vostru, că e influență exterioară, care are probleme. Dar 5 este și numărul leului, da? E o energie creativă. Îi puteți ajuta probabil voi. Dacă voi sunteți fericiți, unii dintre voi, da? S-ar putea ți să cam sufere. Blocajele, 6 de băte. Încercați să fiți fericiți fără să fiți egoiști, pentru că 6 de băte poate să fie foarte egoist. Da? Posibil, dacă mai este altcineva cu atitudine narcisistă să vă blocheze sau eu știu cine. Da, poate să fie și o victorie, o reușită, dar și de ce să apară în poziția blocajelor dacă o priviți într-un fel prea mândru, da, vai ce victorios sunt, v-ați blocat creșterea spirituală prin această atitudine, să zic, înfumurată. Ne bucurăm, dar într-un mod elegant, cum am vorbit cu 6, în echilibru. Ce vă susține în această creștere spirituală, în această putere, vă susține un prieten din copilărie, un partener de job, tot așa, care vă înțelege, vă simte, poate să fie acest rege de cupe altcineva,
că tot apare în sufletul vostru și acest personaj, că este prieten, prietenă din copilărie, poate, ar putea să fie și frate, soră, dar mă cam îndoiesc. Poate să fie un suflet pereche cu care v-ați mai întâlnit cândva într-o anumită locație care a stat sau care vine dintr-o altă viață cu care ați fost împreună într-o altă viață. Și vă simțiți telepatic, apropo de intuiție, da? Vă simțiți și în preajma lor puteți să fiți voi copii. Puteți să fiți copii. Se pare că acest personaj vine. Vine sau vă veți întâlni. Și repet, într-un fel sau altul, acest personaj, pentru că tot cupe sunt, vă emoționează, vă aduce fericire. Speranță. Ce reușiți să faceți? Să aveți putere, eventual. Pentru că 8 înseamnă transformarea casa scorpionului, da? Am păstrat aici pe masă, după cum vedeți, și soarele, leul și scorpionul, că e 8-a, 8-a, da? Puterea reprezintă casa 8-a scorpionului și a banilor, dar și a relațiilor intime în care suntem vulnerabili, da? Și aici este, dacă vreți să creșteți, să manifestați, creșterea spirituală vă susține acest personaj. Acest personaj vă susține. Dacă, din păcate, unii dintre voi veți alege să rămâne, alegeți, pentru că aici e o alegere, să rămâneți în ego, vă veți consuma și pe voi și pe cei din jur. Hai să clarificăm totuși. Clarificăm, în primul și în primul rând, 5 de monede, influență exterioară, 5 de monede. 5 de monede pentru lei. Îmi place când cărțile vorbesc despre perioada în care ne aflăm și mă bucur că a apărut o carte cu numărul 8, da? Care susține energia acestei perioade. 5 de monede. Clarificăm, te rog frumos, 5 de monede, influență exterioară. Valetul de cupe. Și justiția. Cineva vrea să facă o declarație. Să vă mărturisească, în primul rând, să-și ceară scuze sau dacă nu-și cere scuze, că poate nu toată lumea a greșit. Da? Are nevoie să-și exprime emoțiile, să vă spună ceva, că s-a simțit singur oriunde a fost fără voi. Că a fost în cuplu, că a fost cu prietenii, că a fost cu familia, s-a simțit singur fără voi. Și fără voi, așa se simte. Exact acest valet de cupe care completează nouă. Dacă voi sunteți acolo, acest personaj îl atrageți, îl atrageți și creați acest cuplu perfect nouă și cu un 10. Interesant că la capătul setului de cărți apare justiția. Dacă vă spune ceva, dacă există cineva cu marcaj în balanță, voi știți, sau un scorpion. Dar poate că se pune în discuție în viața acestui personaj. Vedeți cărțile? Da? Aici este influență, da? În viața acestui personaj se pune în discuție eventual un divorț sau o separare într-o formă sau alta. Și deocamdată n-a vorbit. Da, clar, este o familie aici. Cineva trebuie să aleagă. Da, ce face? Ia, alege, iau te regele de spade pe care l-am mai văzut posibil, balanță, vărsător sau gemeni. Da? Dar acesta, iau te. Și regina de monede și patru de monede e într-o relație karmică. Și totuși apare cavalerul de bâte, apare pasiunea pentru voi sau atracția neapărat. Și când vorbesc despre așa ceva, dragii mei, celălalt poate să n-aibă nicio vină. Ce vina are leul? Acum că vorbesc despre voi, da? Leu, că e soare, că e Venus, că e lună sau ascendent, ce vină are că atrage? N-are nicio vină. Așa că încercați să nu mai acuzați. Deocamdată vorbesc despre lei și țin cu lei. Dacă nu o să vorbesc despre altă zodie, o să țin cu altă zodie. Deci exterior așa este. Posibil că încercați să mențin această legătură pentru un copil. Pentru un copil. Hai totuși să mai iau o carte. Ia, așa simt nevoia. Da? A fost o tăcere între voi și acest personaj. Ori din probleme financiare, ori problemele lor de cuplu acasă la job. Da? Interesant, regina de spade și a apărut și regele de spade. Da, posibil să fie marcat personaj
începutul. Personajul acela cu marcaj în semn de aer. Gemeni, balanța sau vărsător. Dar iar și regina de spade poate să însemne o avocată, o notăriță, da? Cineva care, eu știu, discută despre o separare. Da? Oricum, acest personaj acum vede, înțelege, mintea este luminată. De ce a stat în cuplul acesta? Pentru un copil. Dar cuplul acesta scârție și va scârție întotdeauna. Posibil acest 10 de bâte să fie și a lor, evident. Dar iar, repet, dacă voi stați într-o relație în care vă consumați, veți atrage și oameni care trăiesc asemenea povești. De-aia zic, învățați-vă să vă eliberați de ceea ce vă obosește, ca să vă puteți bucura. Aș putea să spun că și această emoție vă consumă, dar nu cred. E ceva ce poate pe unii vă consumă într-adevăr această atracție și emoție pe care o simțiți din preajma cuiva, mai ales dacă e telepatie. Dar cred că este energia cuiva care încearcă să ducă mai mult decât poate să ducă. Și Dumnezeu ne dă cât putem, da? Până ne trezim. Când zicem, gata, nu mai vreau, da? Atunci ne dă și dragoste și speranță și creștere spirituală, da? Da. Uitați. Referitor la personajul din exterior, acesta, da? Despre care am vorbit. Acesta plânge, visează, are conflicte mentale, poate se și ceartă cu cei din jur, pentru că nu știe cum să materializeze această ofertă. Ia uite, știe că trebuie să se lupte pentru voi. Ia uite, regele de cupe are o dragoste profundă pentru voi. Dar, ia uite, regele și regina de cupe. Puteți să fiți voi, v-am zis că sunteți emoțional, nu contează zodie. Dar trebuie să lase în urmă. Trebuie să lase în urmă, ia uite, ceva. Interesant. Soare și 8. Nu simt că despre acest personaj, nu simt că v-ar lăsa pe voi în urmă, decât dacă vreți voi, nu știu, să-mi confirmați chestia asta. Nu cred că acest personaj simte nevoia să vă lase în urmă. Cred că e altcineva care va face niște eliberări de 8, a 8-a, 8 august, da? Eliberări ca să manifeste această nouă lume, vedeți? Nouă lume, new moon, new world, ia uite, să manifeste. Da. Dacă totuși știți voi că există cineva din preajma voastră, din proximitatea voastră, da, cu care nu v-ați înțeles și știți voi că aveți, da, acest personaj să fie semn de pământ eventual și să stați voi cu acest personaj pentru un copil, se discută despre o separare. Și, la un moment dat, și unul și celălalt vă veți găsi persoana ideală, da? Regele și regina de cupe al fiecăruia. Nu trebuie să fim posesivi într-o relație care nu merge, da? Asta pentru că în prezent apare 10 de bâte care pentru mine înseamnă consum de energie într-o relație. Karmică de obicei. Clarificăm, ia sfatul, e foarte important. Ce sfatul sau prezentul? Hai să vedem totuși prezentul. 10 de bute pentru lei. 10 de bute, uite, aici este. Blocați, 2 de spade, toate situațiile care vă consumă energiile. Eventual, gândiți-vă, pentru că 2 de spade și gândește este Marte în balanță, gândiți-vă, trebuie să alegeți. Ce alegeți să manifestați, dragii mei? Ce alege să manifestați, dragii mei leuți? 10 de bâte, o familie, un job care vă consumă? Sau 10 de cupe, o familie sau un job pe care îl faceți cu drag, cu sufletul deschis, cu speranță, un curcubeu, cu bucurie? Un job pe care îl faceți din pasiune, măi? Da? Aici este, trebuie să alegeți. De-aia apare și la provocare. Dar ca să puteți alege, dragii mei, aici e frumos cum vorbesc cățile, eu așa le văd, ca să puteți alege această provocare, da? Să mergeți înspre 10 de cupe, trebuie să ajungeți voi aici. De-aia zici, mare grijă, pentru că 9 de cupe poate să fie egoist, să se gândească doar la el. Nu, ne gândim la noi, dar nu în sens narcisist,
Da? Că vrem să avem victorie, că vrem să cucerim, că vrem aia, da? Nu așa. Ci ne gândim cu credință. Da? Aici și atunci se manifestă nouă de cupe cu credința, o vedeți? Ia uite. În stare pură, energie albă, nu e energie marțiană. Nu e Marte. Da? Sau altă planetă, da, care ne poate face mai concentrici. Am zis și eu așa, concentrici. Da, deci nouă de cupe, de fapt asta înseamnă speranță printre altele. Speranță, credință. Manifestați această creștere, cum am zis, la nivelul chakrei, a cinci, nu, a patra, inima. Și uite așa, veți crește spiritual și veți atrage altfel de oameni, pentru că așa este, când ne eliberăm de energiile karmice și creștem spiritual, efectiv nu ne mai înțelegem cu ei sau ei cu noi. Și trebuie să facem separarea. Înțelegeți? Trebuie făcută separarea ca să puteți să vă aduceți într-o nouă, să vă duceți într-o nouă călătorie. Mai aproape de flacăra geamănă, de sufletul perechi, asta e. Și aici este 8 de spade. Programarea mentală. V-ați programat să fiți tradițional, să țineți de aia și de altă, sau vă programați pentru creștere spirituală și asta înseamnă deschidere, deschidere, da? Către oportunitățile pe care vi le aduce Universul, da? De varianta superioară. Femeia divină. Ce înseamnă femeia divină? Înseamnă, dragii mei bărbați, femeie, femeia divină înseamnă compasiune, iertare, blândețe, receptivitate, subtilitate, da? Eleganță, echilibru. Clarificăm 4 de spade, că am zis că e important și sfatul 4 de spade, dar am zis totuși bine, trebuie să vă rugați, să meditați, să analizați în echilibru emoțional cum vă puteți bucura de dragostea adevărată. Cineva sigur vă iubește foarte profund, dar dacă ei sau voi stați într-o anumită energie, iată. Fost clarificat de 8 de bâte. 8. Iar 8 august pentru mine, 8 a 8-a. Da? Tindeți către energii înalte. Nu vă întoarceți, mare grijă, nu vă întoarceți la 7 de bâte, la atitudinea defensivă. Cel înfricoșat că dacă pierde ce face? Nu, dacă pierdeți înseamnă că aveți șansa să începeți o nouă călătorie. Asta e. E o vorbă, un șut în fund, un pas înainte, pentru oricine. Încă n-a înțeles că orice sfârșit este urmat de un nou început. Și în general mergem de la bine la mai bine, mai ales dacă învățăm lecțiile și creștem spiritual. Și ne păstrăm optimiști și ne iubim. Eventual, există cineva care se gândește la voi și nu poate să vină spre voi. Nu poate. Până nu-și rezolvă, dacă există un personaj care are da, o relație cu probleme, până nu rezolvă aceste probleme, nu poate să vină spre voi. Dați-le timp. Dați-le timp. Dar trebuie să aleagă acest personaj. Dacă sunteți voi, alegeți, dragii mei. Mai dăm o carte pentru sfat. Alegeți să vă păstrați, să vă păziți, pentru că 7 de spade, scuzați-mă, de spade de bâte, păzește sufletul, sufletul vostru, cel puțin a unora dintre voi în această perioadă, e plin de emoție. Protejați-l, da? Protejați-l. Ca să puteți să atrageți această vibrație să mergeți până mai departe. Iată. Valetul de monede. Ca să puteți să creați, să materializați ceva. Trebuie să studiați. Patru de spade analizează, valetul de monede studiază ca la carte lucrurile, ca să le materializeze.
Ideea este că, interesant, a venit 8 de spade, nu vă grăbiți. Acum vorbesc din perspectiva voastră, nu mai din perspectiva unei persoane pe care ați putea să o alegeți. Dacă este vorba doar, nu că doar, nu că dacă. Așa este, pentru unii acest mesaj este așa cum trebuie să fie. Nu vă grăbiți, pentru că 8 de bâte înseamnă și grabă. Nu vă grăbiți, dați-vă timp, analizați, studiați ca la carte cum să manifestați orice creștere, orice schimbare, orice transformare. Da? Da, munciți. Unii dintre voi trebuie să munciți. Și munca asta nu e doar fizică, este și spirituală și așa mai departe. Clarificăm 6 de cupe. Ce vă susține? 6 de cupe pentru leuți. 6 de cupe. Ce vă susține? Cine are acești 6 de cupe? 6 de cupe. Un prieten de suflet. Dacă sunteți bărbați, este perechea voastră feminină, dacă sunteți femei, perechea voastră, da? Varianta voastră masculină. În sensul ăsta, varianta, neapărat perechea, varianta voastră, că puteți să fiți prieteni. Clarificăm 6 de cupe, frumos pentru leuți, 6 de cupe. Eventual, aha, 6 și 5, da, clar. Cred că are legătură cu această influență exterioară, mai ales dacă a fost tăcere, da? Da. Ce vă susține? Primul și în primul colaborarea, da? 6 de cupe înseamnă și împăcare cu cineva. Împăcarea cu cine regretă. Știți voi cine regretă. Poate regretați voi, poate regretă ei. Trebuie să vă împăcați. Și chiar dacă nu zic să vă împăcați cu cei care v-au rănit, nici cei care v-au consumat energia și emoțiile, da? Nu. Vă împăcați cu acest suflet pereche. Nu. Cu aceștia, da? Cu aceștia. Nu cu cei cu care va. Deci nu cu energiile karmice, cu energiile înalte, cu sufletele perechi. Pereche. Interesant. Cartea asta stă ascunsă. Oare de ce? Da. Cineva și ascunde. Interesant. Uitați cum era. Cineva care e căsătorit sau are un job deosebit și ascunde pasiunea față de voi. Posibil să fie semn de aer pentru unii. Să aibă tendința să fie mai impulsiv, dar în prezența voastră se temperează și încearcă să vină foarte precaut. Că vorbim totuși de un personaj, da? De ce plânge 5 de cupe? Ia, de ce plânge 5 de cupe? De ce e 5 de cupe? Clarificăm 5 de cupe. Acest personaj vă simte. 5 de cupe. Uf! Dar plânge, care pasiune ar vrea să vină și... Au fost niște blocaje, eventual așteptat de blocarea unor situații. A încercat să nege această pasiune? Nu, de bute, invers. De-aia plânge. Dacă au fost blocaje, speră că se deblochează și vă împăcați și vă reîntâlniți într-o formă sau alta. N-a rezistat acestei pasiuni. În ce sens? Cerca să fugă de ea? Posibil a încercat să fugă de ea. Da. Da? Clarificăm puterea, te rog frumos, ce reușiți să faceți. Să manifestați în august, să fiți puternici, dar repet, nu din ego, dragii mei, ci prin creștere spirituală, prin credință, prin echilibru emoțional și mental. Aici echilibru mental, aici aveți echilibru emoțional, da? Pentru că aveți tendința să exagerați un pic cu 9 de cupe și 10 de cupe. De azi e mare grijă. Clarificăm puterea pentru leuții. Soarele în Venus, ascendentul lunar în Leu. August 2020, puterea. Ce reușesc să facă lei. Eu zic că vă întâlnesc cu acești 6 de cupe și 4 de bute. 10 și 9, flacăra voastră, geamănă, sufletul pereche. Începe sau măcar începe să o manifestați într-o formă sau alta. Clarificăm puterea. Dar, repet, pentru asta trebuie să intra... Oh, uite!
să intrați în transformare moartea. Interesant? Nu, am păstrat și soarele, a apărut soarele, am păstrat și fenixul, a apărut moartea. Da, mulțumesc, dragile mele. Mulțumesc. Aici este. Și este mare lucru. Este super dacă reușiți să faceți. Dacă reușiți să ego death, așa aș numi această pereche, moartea ego-ului. Dacă reușiți să omorâți ego-ul, da? Care apare sub forma leului, al diavolului, da? Mândria, dorința de a avea victorie, dorința de a cuceri, dorința de a avea ultimul cuvânt, de a controla, ia, lasă că le duc eu pe toate ca să fiu eu în control, să știu exact ce se întâmplă în casă sau la job sau așa. Deci dacă reușiți să omorâți acest diavol, în ce sens? Acest ego, ego clar, crește spiritual, dragii mei. Superb! Superb! Haideți că cine știe cărțile înțelege. Este superb! Superb! Eliberați-vă că e 13. Nu, e frumos că avem și aici 13 și apare 13. Dragii mei! Eliberați-vă de energiile toxice. Toți avem, nu doar voi. Nu zic că doar voi aveți. Eu de 40 de minute. Toți avem. Eliberați-vă de energiile karmice, toxice, de frici, de mândrie. Și veți crește spiritual, dragii mei. De posesivitate, da? Știm bine că sunt mulți, le-i foarte posesiv, că-i semn fix, da? Dar dacă lucrați în acest sens, felicitări, v-aș da mâna, da? Să dăm, da, noroc. E o chestiune iar legată de familie, de bani, da? Că o fi obsesia pentru bani, că o fi obsesia pentru moșteniri, pentru poziții profesionale, sociale, pentru familie, da? Să țineți la X pentru că, scuzați-mă, suntem în era vărsătorului. Aici nu mai merge că ne-am căsătorit și stăm așa până la adânci bătâneți. Nu contează că suntem nefericiți, nu. Trăim vremuri în care trebuie să căutăm fericirea personală și apoi de cuplu, dar aceea divină, aceea sublimă, prin credință, prin echilibru emoțional și așa mai departe, da? Cam asta e. Eu zic că e superbă etalarea. Sper că o vedeți și voi cu aceeași, în aceleași culori, în aceeași intensitate cu care o văd eu, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani. Pa, pa!